Și bine v-am găsit. Avem aici încă un model de ceas chinezesc, un model DT78, care ar fi replica la Xiaomi GTR. Ia să vedem. O poză cu un ceas. Are un rațipil, da, aici. Să vedem ce mai vine în cutie. Cureaua. Imitație de piele. Încărcătorul. Și un mini manual de utilizare. Ia să vedem. Dăm la o parte poza. Și asta e ceas tot rezistent la apă. Arată aproximativ fix ca Amazfit GTR. Să vedem dacă își pornește. Cel mai probabil n-are baterie. Ori nu merge. Ce-i mare lucru? Nu. Să-l pun la încărcat. Să vedem ce zice. Deci, după cum v-am spus, nu era încărcat deloc. I-am pus curele. V-am spus că i-am cumpărat curele tot din China. Au venit înainte la ceas. Ceasul ăsta l-am primit la poșta vamală. A trebuit să mă duc acolo să-l ridic. Să-l vămuiască, domnule. Ce face vameșul la poștă? Vămuiește. Și mi-a desfăcut coletul acolo, că vai dacă aveam cine știe ce în el. Chinezul a trecut, i s-a sculat lui să treacă valoarea pe colet. Că dacă e trecut de 10 euro, îl vămuiește, dacă nu îl trimite direct acasă. Da. Și am stat acolo o groază de vreme, vreo oră și ceva, ca să-l ridic coletul. Și erau doar 5 persoane în față. Pentru că desfăcea coletele la toată lumea, le tăia, le zăpăcea. Haideți să-l prezint. Aici avem răspunde la touch. Avem ăsta e butonul de back. Da. Dacă ținem apăsat, putem să schimbăm fețele de ceas. Vedeți? Poc, alta. Și tot așa. Are destule, probabil să mai pot pune și din programel, din Wearfit 2.0. Să vă arăt puțin și meniul. Status, mesaje, sleep, heart rate, presiune la sânge și oxigen. Rise to este activat, adică când ridici mâna să-ți arate să pornească ceasul. E fain că are de și aprindere la atingere a touchscreen-ului. Setare pentru timpul în cât stă pornit ecranul, setări. N-are prea multe chestii. Dacă dăm în jos avem setările de luminozitate.
Ce să vă zic? Așa că aspect e chiar fain. Ca și calitate la display, e tot pe acolo pe unde e și ăsta la al meu. Nu e rezoluția mai bună. Poate cu 10%, dar cam atât. Probabil o să mai fac un clip cu de comparație cu originalul, adică Amazfit GTR de la Xiaomi, care costă în jur de 5-600 de lei, iar ăsta e doar 100 de lei. E fain ca ceas. Și în următorul clip o să-i arăt și funcțiile și comparația. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!